Astăzi s-a dat startul pentru campania electorală. Timp de o lună de zile, oltenii vor putea să-i cunoască pe cei care vor să ne reprezinte în Parlament. Dacă în actualul legislativ oltenii au dat mandat pentru 4 senatori și 9 deputați, anul acesta au de ales cu un parlamentar mai puțin din peste 140 de candidați. Dintre parlamentarii aleși în urmă cu 4 ani, 3 nu au mai ajuns la linia de finiș a mandatului. Emil Moț și Virgil Delureanu au optat pentru alte funcții administrative, iar fostul senator Darius Vâlcov a fost constrâns de problemele sale cu justiția să demisioneze. Începând de astăzi, campania electorală poate începe, asta lăsând la o parte faptul că unii au furat startul ca de fiecare dată. Pentru desfășurarea campaniei electorale în ce privește desemnarea, alegerea membrilor Senatului și Camerei Deputaților din data de 11 decembrie, prin dispoziția primarului, au fost amenajate un număr de 10 locuri speciale în acest sens. Acestea au fost amenajate după cum urmează la sediul primăriei, la catedrala, lângă catedrala Gheorghe Ionașcu, pe bulevardul Nicolae Titulescu vis-a-vis de sediul Camerei de Comerț și Industrie, în zona Vacanța pe bulevardul Aicuza, la liceul Ion Minulescu și respectiv la Casa de Cultură a Tineretului. La acestea se mai adaugă încă 3 locuri de afișat, respectiv la Școala Generală numărul 6 din cartierul Clocociov, de asemenea la Școala Generală din Cireașov și la Grădinița pentru Copii din satul nou. În Olt sunt așteptați la urne peste 330.000 de olteni, pentru care vor fi tipărite buletine de vot în valoare de peste 160.000 de lei. În județ vor fi tipărite 834.000 de buletine de vot, jumătate pentru Senat și jumătate pentru Camera Deputaților. Conform legislației, trebuie tipărite cu 10% mai multe buletine de vot decât numărul alegătorilor înscriși pe listele permanente. Campania electorală se va desfășura între 11 noiembrie și 9 decembrie, chiar anul acesta se va vota pe liste parlamentare. Oltenii vor găsi pe listele partidelor nume noi, dar și parlamentari cu ștate vechi, precum Florin Iordache, Dan Ciocan, Alexandru Stănescu și Renică Diaconescu de la PSD, Sorinel Gigel Știrbu la PNL, Mihai Niță și Teiu Păunescu de la ALDE și Dumitru Niculescu la PMP. Pe perioada campaniei, partidelor care candidează le este interzis să amplaseze corturi sau să dețină banere mari pe stâlpi. Se pot promova prin afișe electorale, în slatina nefiind încă lipite pe panouri.